La Cernăuți a fost asaltat edificiul administrației regionale de stat. De dimineața, în fața edificiului administrației regionale, s-a adunat circa 500 de oameni, numărul cărora creștea mereu. Mai întâi a fost spartă ușa din spate, apoi cea centrală. Protestatarii care au încercat să pătrundă în interiorul edificiului au fost opriți de colaboratorii Bercutului. S-a folosit gaz lacrimogen. Câțiva oameni au fost răniți, inclusiv președintele Consiliului Regional, Mihailo Găiniceru. Ora 9:30 dimineața. În fața edificiului administrației regionale de stat Cernăuți s-au adunat câteva sute de protestatari. Am venit să auzim poziția puterii referitoare la vărsările de sânge din Kiev. Acțiunile miliției sunt neoneste. Ea trebuie să-i apere pe oameni, dar situația este diametral opusă. Două luni poporul a răbdat. I-a cerut puterii în mod pașnic să-i vină în întâmpinare. Puterea n-a făcut aceasta, ci a pornit împotriva poporului. Poporul nu mai poate răbda. Paharul s-a umplut de această nedreptate. În interiorul clădirii, unde peste jumătate de oră urma să înceapă sesiunea Consiliului Regional, jurnaliștii și deputații abia au pătruns prin ușile laterale. După ce au intrat aceștia, ușile au fost închise. Protestatarii revoltați au spart ușile, mai întâi cele laterale, apoi cele centrale. În jurul orei 11 la protestatari a ieșit șeful administrației regionale de stat, Mihailo Papiev, și președintele Consiliului Regional, Mihailo Găiniceru. Oamenii au cerut ca ei să scrie cerere de demitere. Nu s-a primit niciun fel de dialog. Funcționarii au refuzat să scrie cererile. Vă rog să vă stăpâniți emoțiile. Doar sesiunea planifică să examineze adoptarea bugetului. Nu voi scrie cerere de demitere. Și funcționarii s-au întors în edificiu. Numărul participanților la meeting a crescut simțitor. Ei au încercat să intre din nou în incinta administrației. Nu le-a permis Bercutul și ostașii ai trupelor de interne. Ei au început să arunce lumânări fumigene și gaz lacrimogen. Celor care au avut de suferit li s-a acordat ajutor pe loc. Unui tânăr i-a sărit în față cioburi de sticlă. Spală fața, ce s-a întâmplat? I-au dat în față cu gaz, trebuie oamenii salvați, spală ochii, este periculos pentru oameni. După un timp oarecare, Papiev a ieșit din nou la protestatari și i-a chemat să nu încalce legea și să ducă la sciziune în țară. Spre ușile administrației a zburat un obiect și l-a lovit în cap pe președintele Consiliului Regional, Mihailo Găiniceru. El a fost dus în interiorul clădirii. Ми чекаємо, поки депутати нарешті приймуть. Pe treptele administrației regionale de stat a apărut un grup de colaboratori ai organelor de drept ca să reacționeze la situație. S-a început o îmbulzeală și miliția s-a dat într-o parte. După un asalt mai îndelungat, participanții la meeting au pătruns în incinta administrației. Activiștii au început tratativele cu miliția și o parte dintre milițieni, lucrători ai administrației și Consiliului Regional, au părăsit încăperea. Restul milițienilor au rămas pentru a transmite împuternicirile noului Consiliul Popular. Între timp au început să repare ușele sparte. În același timp, în interiorul edificiului administrației regionale de stat Cernăuți, deputații au încercat să convoace o sesiune extraordinară.
În pofida asaltului edificiului și cerințelor participanților la meeting de a reacționa la evenimentele politice din stat, deputații din majoritate au insistat să fie examinat bugetul. Însă, după rezistența manifestată de opoziție, sesiunea a fost întreruptă. Guvernatorul Mihailo Papiev a refuzat să-și dea demisia. Să nimerească în sala de ședințe n-au reușit nici deputații poporului, nici deputații din partea opoziției și consilierilor lor. Miliția, folosindu-se de scuturi, nu permitea nimănui să intre sau să iasă din clădirile administrației. Un deputat încerca să iasă. Dați-mi voie să ies. Mulțimea din fața administrației a încercat să participe la sesiune. Văzând că nu li se permite, au trecut la acțiunile radicale. În acel moment, deputații din partea Partidului Regional au făcut o declarație ca oamenii să se oprească. Condamnăm acțiunile extremiste și irresponsabilitatea politicienilor care îi împing pe oameni la confruntare. O astfel de declarație a fost caracterizată de opozanți, întârziată și fără niciun sens. Înțelegeți, nu chiar totul atât de simplu. Această declarație a fost scrisă de voi, deputații din partea Partidului Regiunilor, care nu se bucură de încredere. În coridor, conflictele între ambele părți s-au întețit. Negocierile n-au dat niciun rezultat. Funcționarul pentru a câta oară a refuzat să scrie cererea de demitere. La cerința participanților la meeting i s-a permis să intre o grupă de inițiativă, însă negocierile cu guvernatorul n-a dat niciun rezultat. Funcționarul a refuzat să scrie cerere de demitere. Haideți să votăm în sala de sesiune cererea Consiliului Popular Cernăuț, căci e de ajuns cât am răbdat. Să trecem de la vorbe la fapte. Peste câteva minute, în sala de ședințe, deputații din partea opoziției și opiniei publice au convocat ședința de constituire a Consiliului Popular și s-au declarat unicul legitim în Bucovina. Între timp, presiunea asupra baricadelor durate de lucrătorii organelor de drept creștea. Pentru a preveni distrugerea bunurilor materiale și a încăperii administrației regionale de stat Cernăuți, Mihailo Papiev a acceptat un compromis. În această situație mă adresez ca la niște oameni. Sunt gata să schimb edificiul pe viața și sănătatea oamenilor care se află în ea. Cererea de demisie nu mă pregătesc să scriu. Eu am fost numit de președintele Ucrainei. După aceasta, colaboratorii administrației regionale de stat au părăsit încăperea. Așa au procedat și o parte din lucrătorii organelor de drept. Restul au rămas pentru a nu admite posibilele distrugeri. Au încetat să opună rezistență protestatarei. Un grup de protestatari au intrat înăuntru ca să formeze autoapărarea populară. Cred că vom înnopta aici. Vom face de serviciu. Au apreciat aceste acțiuni și politologii. Este o revoltă a poporului. Poporul nu mai poate răbda. Și a apărut această agresiune. Mâine, poi mâine, ne putem aștepta la unele acțiuni de drept împotriva acestor oameni care se află aici. În prezent, în incinta administrației regionale de stat, este liniște. După asediu, oamenii au făcut regulă. Unele publicații cernăuțene au ieșit pe prima pagină cu titlurile Dictaturii nu, nu recunoaștem legile anticonstituționale. Jurnaliștii sunt împotriva dictaturii. În acest mod, jurnaliștii se pronunță împotriva legilor adoptate la 16 ianuarie, care sunt numite antidemocratice. Astfel, jurnaliștii cernăuțeni au aderat la acțiunile panucrainene. Ce tică, perși croc.
Acesta este doar primul pas. Planificăm să desfășurăm asemenea acțiuni permanent, până ce nu vor fi suspendate aceste legi. Ele le închid gura nu numai jurnaliștilor, dar și oamenilor simpli, cărora li se ia dreptul de a primi informații care exprimă adevărul. În principiu, este borba. În principiu, este o luptă împotriva interzicerii profesiei și firește împotriva legilor din 16 ianuarie, care nu conțin o rațiune sănătoasă și nici una logică. Aceasta înseamnă a interzice definitiv libertate de exprimare. Un vânzător de la chioșcul cu ziare povestește că oamenii au o atitudine calmă față de asemenea acte de protest. Nimeni nimic nu spune. Cumpără ziare și atât. I-am întrebat pe oameni care citesc ziare dacă, în opinia lor, asemenea acțiuni de protest se vor încununa de succes. Merită. Lasă oamenii să știe. Părerea mea e că ei procedează drept. Am auzit că Rada Supremă a adoptat și legi bune și legi rele, ca de obicei. Ziariștii cernăuțeni au dat asigurări că până nu vor fi anulate legile din 16 ianuarie, șpalturile lor vor arăta astfel. Automaidanul a fost format și la Cernăuți. Câteva zeci de automobile cu simbolica Euromaidanului au trecut prin centrul orașului, demonstrând că nu sunt de acord cu politica promovată de actuala putere. Activiștii Automaidanului i-au chemat pe cernăuțeni să adere la mișcare de rezistență și împreună să-și apere drepturile și libertățile. Drept răspuns la adoptarea de către Rada Supremă a legilor din 16 ianuarie, care limitează evident drepturile și libertățile cetățenilor Ucrainei, automobiliștii din Cernăuți au organizat o coloană și au trecut pe străzile din centrul regional. Activiștii și-au împodobit automobilele cu stegulețe și simbolica Euromaidanului. Misiunea este următoarea. În primul rând, să ne exprimăm opinia civică în ce privește legile, să ne pronunțăm împotriva acestor legi și să demonstrăm tendința noastră spre independență. Ideea organizării cursei auto pe străzile orașului a apărut spontan, menționează activiștii. Potrivit lui Ivan Sirco, conducătorii auto i-au telefonat pe cunoscuții lor și au convenit ora și locul. Automaidanul, care numără circa 20 de automobile, au trecut pe străzile orașului, chemând să se alăture și pe alți doritori. În rezultat, numărul mașinilor a crescut până la 30. Am trecut pe străzile orașului. Totul este normal. Nimeni nu ne-a oprit. Miliția știe că pe timp de iarnă, dacă este oprită o mașină, este paralizată circulația. Activiștii de asemenea au adunat ceva mijloace bănești pentru necesitățile protestărilor din capitală și au declarat despre un automaidan mai mare în Bucovina. Cernăuțeanul Volodymyr Karagiaur, operator al canalului online, a fost reținut la o stație de alimentare cu benzină din Kiev, când cumpăra benzină pentru generatorul studioului din cort, situat nemijlocit pe Maidanul din capitală. Zilnic, generatorul consumă circa 40 litri de combustibil. El pur și simplu s-a dus împreună cu operatorul nostru la cea mai apropiată stație de alimentare cu benzină și atunci când cumpărau benzină s-au apropiat de ei niște milițieni și i-au acuzat că cumpărau benzină pentru așa numitele cocktailuri Molotov. Nici nu pot să-mi închipui așa ceva. În momentul de față, Volodymyr se află în izolatorul de anchetă penală și așteaptă judecata care va decide măsurile de prevenire. Însă ședința se amână de la o zi la alta. Lui Karagiaur îi se aduc învinuiri după indicativele aliniatului 2 al articolului 294, participare la proteste în masă și îl așteaptă o pedeapsă cu privarea de libertate până la 15 ani. Prietenul acestuia, Alexander, care se află la Kiev, a povestit că nu se știe nimic, nici chiar la care judecată. Căsătoria va avea loc procesul. Nu se știe nimic ce și unde va avea loc. Am vorbit cu avocatul care ne-a dat speranță că totul se va termina cu bine. Însă e prea devreme să spunem ceva. Caracteristicile date lui Volodymyr sunt pozitive. Nu se știe când va avea loc procesul de judecată. Între timp, la Cernăuți, prietenii lui Volodymyr au organizat o acțiune de protest. Prietenii și colegii lui s-au adunat lângă monumentul lui Șefcenco, apoi s-au dus la direcția Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Cernăuți și s-au adresat în scris ca Volodymyr să fie eliberat. Acția absolut
Nu am înaintat niciun fel de cerințe politice, numai una, ca instanța judiciară să fie obiectivă față de cazul lui Volodymyr. Pe Volodymyr îl cunosc personal. Este un om minunat, luptă pentru idealurile statului nostru, pentru unire și idee. Îl cunosc pe Volodymyr mai de mult. Doresc să lupt împotriva nedreptății. Oamenii se deșteaptă și aceasta este bine. Bucovinenii au desfășurat o acțiune de protest în fața sediului administrației regionale de stat. Ei au venit aici să-și expună poziția împotriva violențelor și legilor scandaloase adaptate la Rada Supremă, care limitează drepturile și libertățile cetățenilor. Bucovinenii susțin greva general-ucraineană. Participanții au cinstit memoria protestatarilor care și-au pierdut viața în ziua de 22 ianuarie la Kiev, au prins lumânări și le-au pus pe treptele de la intrare în edificiul administrației regionale de stat. Politicienii și activiștii publici le-au comunicat participanților la pichetare despre crearea la Kiev a Radei Populare, au condamnat acțiunile puterii și au chemat pe bucovineni să se adere la acțiunile de protest în masă. Acțiunile de rezistență care au loc în prezent au următorul scop. Vrem să fim oameni în statul nostru ucrainean și nu ne vom împăca cu faptul că în prezent regimul a organizat o teroare împotriva propriilor cetățeni. Nu ne temem de legile lor draconice, adoptate la 16 ianuarie, care ne-au pus pe toți în afara legii. Ei vor să uzurpeze puterea. Scandând jos banda, participanții la meeting s-au împrăștiat, iar raidul pe străzile orașului au continuat. De data aceasta, participanții la ele s-au pornit din piața centrală, pe strada rusă, spre Graviton. Vreo 50 de tineri scandau: Cernăuți, treziți-vă și nu fiți indiferenți, chemându-i pe orășeni la greva general ucraineană. Pe piața centrală a avut loc o vece consacrată zilei integrării Ucrainei. Cernăuțienii s-au adunat pentru a exprima un protest împotriva vărsărilor de sânge și au condamnat acțiunile puterii împotriva demonstrațiilor din capitală. Majoritatea celor prezenți la meeting au chemat opoziția la acțiuni mai decisive și la apărarea integrării și independenței Ucrainei. 22 ianuarie, ziua integrării. Sărbătoarea de stat a Unirii anul acesta a fost pătată de sângele ucrainenilor. După aproape un secol de la unirea Republicii Populare Ucrainene cu Republica Vest-Ucraineană, poporul continuă să fie dezbinat. Potrivit istoricului Gheorghe Cojuleanco, ucrainenii trebuie să se mobilizeze în momentele critice pentru stat și să-și apere propriile drepturi și libertatea. Astăzi mulți stau la îndoială, să plece la Kiev sau nu, trebuie să apere Kievul, Ucraina noastră. În luările lor de cuvânt, activiștii au condamnat actuala putere de vărsările de sânge și i-au chemat pe cernăuțeni să se unească. Unii pe Maidanul din Kiev, noi aici. Trebuie să-i demonstrăm puterii că nu trebuie neglijată independența și integrarea înseamnă unire. Radicalizarea dispozițiilor societății a ajuns la cel mai înalt punct. Protestatarii au declarat că s-au săturat de vorbele goale și au chemat opoziția la acțiuni mai hotărâte. Este destul cât stăm aici, tot îmblând cu drapele, poporul la arme, înainte. Aceasta trebuie să facem. În final, organizatorii mitingului au dat citire adresării către bucovineni, chemându-i pe aceștia să nu se opună dictaturii de ocupație. De asemenea, câteva sute de participanți la vece au interpretat imnul Ucrainei. Oh.
La administrația regională din Cernăuți a avut loc o consfătuire la care a fost făcut bilanțul activității din anul trecut a organelor apărării pasive a populației. Șeful administrației regionale de stat Cernăuți, Mihailo Papiev, a apreciat pozitiv această activitate. Totodată au fost trasate sarcinile noi pe anul 2014. La consfătuire au participat reprezentanții tuturor serviciilor operative din oraș. Anul 2013 a fost unul complicat, au constatat participanții la consfătuire. Însă, în comparație cu indicii din anul 2012, cei din anul trecut sunt mai buni. În anul 2013, în rezultatul incendiilor, și-au pierdut viața 32 de persoane, inclusiv 3 copii. În comparație cu indicii din 2012, aceasta este o scădere cu 33%. În afară de aceasta, în 2013, în timpul incendiilor, au fost salvate 42 de persoane, pe când în 2012, 24. Aceștia sunt doar o parte din datele de statistică privind activitatea de apărare pasivă a populației. În fiecare an sunt noi fapte și noi indici. În regiune a fost un control complex care a apreciat activitatea respectivă. Din cele 14 indici, numai 8 corespund cerințelor, 6 numai parțial. Pentru comparație, voi menționa că în anul 2007 niciun punct nu corespundea cerințelor. În anul 2013, echipele de serviciu au reacționat la 1800 de semnale de alarmă. Pentru aceasta, salvatorii au avut nevoie în medie de 15 minute. Timpul mediu de stingere a incendiului a constituit 37,5 minute. Din luna iunie a intrat în vigoare noul cod de apărare pasivă. Au apărut și noi sarcini, între care principalele sunt modernizarea sistemului de înștiințare. Aceasta înseamnă preocupare tehnicii noi pentru stingerea incendiilor. Trebuie să procurăm tehnică care ne va ajuta să stingem incendiul mai sus de etajul 9. Cererea a fost înaintată și în curând vom primi o astfel de tehnică. Anul trecut n-a avut loc niciun incendiu în păduri, pe lanurile cu culturile agricole. În legătură cu sosirea gerurilor și întețirii lor în continuare, salvatorii creează puncte de încălzire. În total vor fi 14 puncte de încălzire. Corturi pentru încălzire vor fi la Cernăuți și în fiecare centrul raional. Oamenii vor putea acolo să se încălzească și să servească un ceai fierbinte. Odată cu sosirea gerurilor, medicii le recomandă cetățenilor să se afle mai puțin timp la aer liber, să respecte cu strictețe alegerea îmbrăcămintei și încălțămintei. Hainele trebuie să fie calde, iar încălțămintea comodă, nici într-un caz strâmtă. Oamenii trebuie să îmbrace ușme și mănuși. Cu câțiva ani în urmă de crearea punctelor de încălzire, nici vorbă nu putea fi. În prezent, ele sunt create în fiecare iarnă. Ele arată în felul următor. Se ridică un cort mare, în mijlocul lui se pune o sobă și se face foc. Este o masă și scaune. Fiecare doritor poate intra în asemenea corturi și servi un ceai fierbinte. Practica arată că de ele se folosesc cel mai des boschetarii. Ei stau ore întregi în stradă și vin aici să se încălzească. De obicei sunt oameni de vârstă înaintată și foarte rar de vârstă medie. Vor fi în total 14 puncte de încălzire, 2 la Cernăuți, pe străzile Gaidar și Entuziaștilor, restul în raioane. În afară de aceasta, vom avea și un punct mobil, care se va deplasa pe drumurile troienite. Vor funcționa aceste puncte de încălzire atât timp cât valorile termice se vor menține sub 0 grade. În afară de aceasta, pe străzi vor patrula patrule sociale, din componența cărora vor face parte lucrători sociale ai organelor locale, medici și colaboratori ai organelor de drept. Primele jertfe ale zăpezii și gerului. A crescut numărul persoanelor spitalizate cu traume. Persoanele care cad pe stradă și se aleg fracturi se adresează imediat medicilor. Au fost înregistrate și câteva cazuri de degerare. Jurnaliștii de la Reporterul de Cernăuți au vizitat spitalul de urgență de pe strada Fastiusca. În acea zi, doamna Iaroslava nu s-a reținut mult la serviciu. Ea este profesoară la școala din Ritchievci. Predă chimia. Dimineața s-a dus la lecții, dar din cauza durerii mari la mână, a fost nevoită să vină la punctul traumatologic din Cernăuți. Nu știu, vești la suferit că e pal.
Am căzut și mi-am lovit puternic cotul. Mă durea. Am venit aici și medicii au constatat că este vorba de fractură. I-au pus mâna în gips și profesoara se plângea de unele incomodități. Nu mă pot duce la biserică. Nepoata mea se căsătorește și face nuntă. Am amărât-o într-un fel. La intrare în punctul traumatologic sunt mai puțin de 10 de oameni. Unii au probleme cu mâna, alții cu piciorul. S-au accidentat pe străzile lunecoase. Cu asemenea probleme se adresează zilnic până la 50 de persoane, precizează medicii. Numărul persoanelor cu fracturi s-a mărit. Majoritatea își fracturează mâinile sau picioarele. Contingentul este diferit. Oameni de vârstă mai înaintată și oameni de vârstă mijlocie. Mergând sau venind de la serviciu, alunică pe stradă, cad și se aleg cu traume. În secția de la etajul 2 e cu mult mai puțină lume. Deocamdată li s-a acordat asistență medicală la 3 persoane. Două dintre ele au căpătat arsuri din cauza gerului, au fost tratați și trimiși acasă. Al treilea pacient este Filip, un locuitor din raionul Hotin în vârstă de 63 de ani. I-au degerat picioarele și degetele de la mâini. El a fost deja operat. Este vecinul nostru, trăiește peste două case de noi. A fost găsit în casă, era fără cunoștință, a zăcut acolo 2-3 zile. Am înțeles deodată că era biat. L-am pus în pat, l-am acoperit cu o plapumă. Am venit să-l vizităm și am văzut că el nu se poate mișca. Iarna trecută, după cum mi s-a spus în secția respectivă, la această dată erau circa 10 oameni cu degetele la mâini sau la picioare degerate. Explicația pentru situația din anul curent este, în opinia medicilor, iarna întârziată. O lună și jumătate a fost cald și fără zăpadă. Acestea sunt încă floare la ureche. Rezultatele vor veni mai târziu. Pur și simplu nu toți cei afectați de ger mi s-au adresat. Pentru a nu nimeri în spital, specialiștii cheamă populația să îmbrace haine mai calde, să consume ceaiuri fierbinți și nu băuturi spiritoase, să poarte încălțăminte comode și să se uite sub picioare când merg pe stradă. Satul Ciornovca este înconjurat de gunoaie. Locuitorii lui se revoltă de cultura oamenilor care, în loc să arunce gunoaiele la gunoiște, le aruncă pe marginile drumului ce duce spre sat. De această problemă se preocupă nu numai oamenii maturi, dar și copiii, care, îndrumați de pedagogi, au creat o organizație publică ce luptă împotriva acestui impact ecologic. La ieșire din Cernăuți, în direcția satului Ciornovca, se află gunoiește orășenească. Însă unele persoane nu se străduiesc să ducă gunoaiele acolo, la gunoiește, ci le lasă pe marginea drumului. Acum grămezi întregi de gunoaie au fost acoperite cu zăpadă. Primarul satului presupune că oamenii descarcă gunoaie și în pădurea de alături, pentru ca să nu achite taxa de intrare pe teritoriul gunoiștii. Oamenii noștri sunt lipsiți de simțul responsabilității și se înțelege că grămezile acestea de gunoaie dăunează lanurilor din apropiere, care aparțin gospodăriei de fermier. 2 ani la rând am curățit aceste lanuri de gunoaie. Dacă n-ar fi gunoiște aici, n-am avea atâtea bătăi de cap. Și numai noi luptăm cu acest fenomen negativ. Oamenii satului se revoltă de faptul creierii gunoiștilor la întâmplare pe teritoriul localității lor. La școală a fost creată chiar o organizație care caută să rezolve această problemă. Elevii împreună cu învățătorii și părinții adună gunoaiele și caută să-i rețină pe cetățenii care aruncă gunoaie la marginea de drum. Pedagogii afirmă că deșeurile influențează păgubitor asupra stării sănătății copiilor. Stan zdorovie ditei, pohirșuiță. Starea sănătății copiilor se înrăutățește, la fel și cea a locuitorilor satului. Sunt foarte dese îmbolnăvirile de maladie oncologice. Am observat că majoritatea persoanelor care au decedat în urma bolilor oncologice au trăit nu departe de gunoiște. Este o problemă foarte dureroasă pentru consătenii noștri și dorim ca ea să fie studiată și din punct de vedere științific. Locuitorii satului Ciornovca pun mare speranță în construirea întreprinderii de prelucrare a deșeurilor, care totodată se tem că vor fi încălcate normele prevăzute pentru asemenea întreprinderi. Întreprinderea de prelucrare a deșeurilor trebuie să îmbunătățească starea ecologică a satului și nu invers.